Marc Cristea și Ioana Rostoiu, care fac parte din echipa de proiect, alături de mine și de Liviu. A fost o bucurie foarte mare pentru noi să câștigăm acest proiect, pentru că această competiție organizată de Administrația Fondului Cultural Național a fost mai acerbă, să zic, ca niciodată. Numărul de proiecte depuse, cel puțin la secțiunea la care noi am depus, a fost de 86 de proiecte. Doar 6 au fost declarate câștigătoare. În total au fost 9 arii pe arte vizuale, pe teatru, dans, etc. Și din tot acest total de, cred că vreo 1000 de proiecte depuse, doar 2 muzee au câștigat un proiect. E vorba de muzeul nostru și de Muzeul de Istorie din Brașov. În urmă cu 2 ani, niciun muzeu, de exemplu, nu a câștigat un astfel de proiect. Acum, ca să nu-i ducem în eroare, se numește Ținutele Istoriei 5, dar trebuie să fac o mențiune. Aici proiectul Ținutele Istoriei 4 nu a fost, de fapt, câștigat, a avut un punctaj până atunci, dar nu puteam să-l numerotăm cu 4, din moment ce depusesem un proiect care se intitula așa. Proiectul Ținutele Istoriei 1 a fost cel dedicat personajelor istorice, Horea Abrameanu, Mihai Viteazu, etc. Ținutele Istoriei 2 a fost cel dedicat Legiunea 13-a Gemina, Ținutele Istoriei 3 a fost cu războinicii daci, Ținutele Istoriei 4 a fost cu gladiatori, pe care nu l-am câștigat. Dar am încercat să facem totuși acel proiect cu resurse proprii, sigur, poate cam jumătate din ceea ce ne propusese un proiect am reușit să realizăm pe resurse proprii. Dar timpul e înainte, putem încă să dezvoltăm. Acest proiect, Garda Națională de la Alba Iulia, va reconstitui ceea ce a însemnat Legiunea Română de Alba Iulia. O formațiune militară care a organizat și a contribuit decisiv la realizarea Unii de la Alba Iulia. Am specificat în toate interviurile că unul din argumentele pentru care Alba Iulia a fost aleasă ca loc al Marii Adunări Naționale a fost tocmai acesta, existența acestei legiuni, acestui corp militar, un fel de jandarmerie, să zicem, care era foarte bine organizat acest corp. Și orașul era atât de bine păzit, mai bine decât altele, sigur, vorbim și de moștenirea istorică de Mihai Viteazu, de poziția strategică a orașului Alba Iulia, astea sunt alte argumente, dar și acest argument a contat. Pentru asta, Alba Iulia a devenit orașul Marii Unii. Și atunci am zis că să dedicăm și aceste formațiuni, poate destul de puțin valorificată în istoriografia de specialitate, un astfel de proiect de reenactment, dacă tot facem un reenactment de vreo 5 ani. Iar ținta este pe termen lung, pentru anul 2018, când vom sărbători centenarul Unii. În 2017 și 2018 ne propunem să extindem acest proiect cu reconstituirea segmentului politic, a segmentului civil, în general, muncitori, țărani, astfel încât să putem reconstitui la Alba Iulia, la 1 decembrie 2018, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Dar, sigur, și cu invitați din țară, oameni care vom face la timpul respectiv demersurile necesare să încercăm să aducem cât de mulți reenactori, să le zicem, care să poată reconstitui acest eveniment. E vorba de o sumă de 54.000 de lei aproximativ. Trebuie să finalizăm acest proiect până în noiembrie anul curent. Așa cum spuneam, suntem 4 în echipa de proiect. Toți 4, zic eu, specialiști în zona asta. Acum, dacă lucrăm la Muzeul Național al Unirii, nici nu ai cum să fii specialist în istoria Unii, a primului război mondial. Dar oricum, suntem și înainte, ne-am mișcat tot în plaja asta a începutului de secolul 20, cred că și eu, și Marius, și Ioana. Noi venim dinspre secolul 20, apropo de asta, și
am intrat pe partea romană, ne-am cam luat pâinea în colegi. Mai avem